atunci odată un smeu albastru și o floare a soarelui. Într-o zi, smeul i-a dat florii un băț și o ață, ca un fel de unghiță. Și a spus, ai încredere că atâta timp cât stau lângă tine, bățul e prins de cer și nu se poate desprinde. Floarea soarelui s-a agățat de funia bățului, a urcat pe inimă, a închis ochii și a început să se lege. Fiecare bătaie a inimii ținea locul unei cărămizi. Așa își construiau ei lumea. După câteva veacuri, floarea soarelui a atins din greșeală cerul. S-a speriat atât de tare de fericire, încât a deschis ochii. Și era singură. Smeul albastru nu mai era. A fost exact cât să cadă din cer, să se izbească de pământ și într-o secundă să se facă țândă. Când smeul s-a întors, a fost prea târziu. Fiecare mângâiere pe care i-o brăda pe suflet năștea o lacrimă. Și fiecare lacrimă făcea să crească în locul ei un cactus. Povestea oamenilor cactuși este povestea celor care au îndemânarea să se mingă. Asta e subiectul.